Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața sâmbătă noaptea într-un accident rutier petrecut în Cernavodă. Alți doi tineri de 19 și 18 ani au fost grav răniți. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive, iar mașina s-a răsturnat și s-a rupt în două. La fața locului au intervenit salvatorii de la detașamentul Cernavodă cu auto specială de stingere cu apă și spumă, o descarcerare, un echipaj Smurt B, o auto specială pentru victime multiple și două ambulanțe. În ciuda eforturilor depuse de medici, un bărbat de 19 ani, pasager în autoturism, și-a pierdut viața pe loc. Ceilalți doi tineri au fost transportați la spital. Oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.